Preamărit să fie Domnul Iisus! Amin! Binecuvântat să fie poporul Domnului! Amin! Și muzicienii ăștia minunați! Amin! Și corul de fete, cu o forță tinerească, mărit să fie Domnul! Amin! Apoi, ce să mai zicem de instrumentiști care mă uit așa și mă gândesc câtă muncă o trebuie să depună dirijorilor și ei împreună ca să rezolve problema frumoasă în adunare. Toți să fie binecuvântați de Domnul. David, împăratul, până în îmbătrânitare, și-a aranjat muzica pentru templu. Și Solomon a întărit, dar parte mare din serviciile lor era muzica, cu instrumente și așa mai departe. În Noul Testament nu găsim instrumentele. În schimb, noi ne bucurăm. Ne bucurăm de vioare, ne bucurăm de fanfară cu tot felul de instrumente, de acordeoane. Ne bucurăm. Și câteodată gândești că câte un instrument îți saltă inima, te face să cânti și tu. Și aceasta e bine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care ați binevoit să veniți în seara asta la A 1989 de sărbătoriri a morții Domnului Iisus Hristos. Dar știți că la moarte se duc frații mortului, surorile mortului, se duc prietenii mortului, să duc colegi dacă a avut, cunoscuți. Și acum eu își pun o întrebare, din care faceți parte? Din frați a lui Iisus? Din surori a lui Iisus? Sau doar din prieteni a lui Iisus? Sau din cunoscuți? Din care faceți parte? Că eu aș dori toți să fim frații lui Iisus și surorile lui Iisus. Și de aceea ne-am prezentat cu toți aici, nu cum se făcea și în țară, câte o ciorbă de fasole cu morcovi. Avem în sat una care vindea în prăvălie, era fată mai veche un pic așa, când te măriți tu, Lucreția? Nu mă mări numai după un popă. Păi de ce? Că mie atâta îmi place zama de fasole, cum o face la morți, așa cu morcov mult. Să am ocazia să mănânc. Ninune mă că după un popă s-o măritat. Dar nu uitați, noi nu venim aici pentru mâncare, nici pentru aspect, nu știu cum. Noi venim aici atrași de o altă mireasmă. Numele tău, zice în cântarea cântărilor, e ca o mireasmă vărsată.
Mireasmă înseamnă un mir, un ulei, un ceva așa, parfum foarte mirositor. Și numele lui Iisus e ca o mireasmă vărsată, care miroasă de la mari distanțe. Și oriunde am fi, nu putem sta, trebuie să venim aici, unde să varsă mireasma asta, a numelui lui Iisus, glorie lui. Am vorbit săptămâna asta de ce s-a întâmplat duminică, mare sărbătoare, mult alai, multe strigăte de osanale, care însemna mântuiește-ne, că ei aveau gândul că îl va pune împărat și a scăpat de romani. Osana fiului David. Apoi lunea a venit cu o autoritate dumnezeiască și a făcut un bici și i-a bătut pe vânzători și pe schimbători de bani din templu. Dar minune, fiind Dumnezeu, în tot exercițiul acesta, nu scrie Biblia că s-ar fi împotrivit careva. Măcar că ne spune că le-au răsturnat și mesele cu pițulele lor. Cum s-or fi bătut cap în cap adunându-și, mă, asta a fost de la mine, mă, asta e a mea. Dar n-au putut să zică nimic împotriva lui Iisus. În aceeași lune, mergând către Ierusalim din Betania, blastămă smochinul, că se vede că Marta și Simon leprosul nu le dădea de mâncare dimineața. Iisus era flămând de dimineață. Caută printre frunză, dar pe măi niciun rod, nici nu era vremea să mânci smochine, dar măcar să le vadă acolo, dar nu era nimic. Bleastă-mă! Smochinul, în veac să nu mai mânce nimeni rod din tine. Ăsta e un înțeles adânc, n-avem timp de el. Apoi, marța dimineața, când vin înapoi și ajung la smochin, smochinul e gata cu el. Și atunci le dă o lecție adâncă despre credință. Tot ce veți cere cu credință, vă va da. Și în locul ăsta spune, dacă cineva cere un lucru și nu se îndoiește, va avea lucru cerut. Dar dacă nu se îndoiește, dar ce să cei? Trebuie să-ți vină ocazia în față ca să știi ce să cei. Mi-aduc aminte, odată, când oamenii se plânge că n-o plouat, de cât timp? Oh, de luni, așa, așa. Dar ce înseamnă o prorocie? Dumnezeu ne-a dat cuvânt și l-a pecetluit cu credință în mintea mea, în inima mea. Și am spus în fața mulțimii, uitați ce înseamnă o prorocie. Mâine, la ora 11, veți vedea așa șerpuind ceva, un sân pe cer. Și la două va ploua, cum mai întoarce o găleată plină de apă cu gura la vale. Și veți vedea ce înseamnă o prorocie. Pe la 11, cum spirele este aici, așa șerpuie din toate părțile niște fire subțiri. Dar cum s-adunau la oaltă, se îngroșau până a făcut un nor mare negru. Și când a trăznit odată și a pornit la drum,
nimeni, nici pe jos, nici cu mașină, nici cu camion mare, nimeni nu putea mișca. Așa era, pânză de apă. Glorie Domnului! Și asta am văzut-o de multe ori în viață. Am văzut-o cel puțin la o sărbătoare de evangelizare pe stadion. Am văzut-o la două căsătorii. Am văzut-o mai strașnic la o mormântare. Și în multe alte ocazii, când Dumnezeu te face să zici un cuvânt, păi El îți dă și credința ca să nu te îndoiești la ce vorbești, că dacă tu te-ai îndoit, gata, i-ai pierdut. Zici un lucru, dacă vine de la Domnul, dacă îl zici tu de la tine, zi-l de 1000 de ori, că nu se face nimic. Dar dacă vine de la Domnul ce zici și tu nu te îndoiești, îi vezi împlinirea. Glorie Domnului Iisus! Și asta am văzut-o de multe ori. Acum v-am întrebat că suntem la o sărbătoare pentru un mort. A murit cineva, acum 1989 de ani în urmă. Și noi am venit să comemorăm, să facem o sărbătoare din aceasta. Cine o fi fost ăsta? După atâția ani, aproape 2000 de ani, să îi se mai sărbătorească moartea. Pă ăsta e Domnul vieții. Glorie lui Iisus Hristos. Ăsta e Domnul care a strigat: porți, ridicați-vă capetele! De ce? Să intre Domnul slavei. Păi noi nu-L cunoaștem. Ce caut aici? Cine El? Ridicați-vă capetele, porți veșnice. Dar de ce? Să intre Domnul cel tare și mare. Mărească-i să numele. Astfel, după ce a fost răstignit prin Duhul, ne spune Petru, s-a dus să vestească Evanghelia împăcării cu Dumnezeu și a celor care au fost înnecați de potop. Și de dinainte de potop. Și moartea nu l-a cunoscut, locuința morților nu l-a cunoscut, dar prorocul Isaia spune: mă voi duce și îi voi izbăvi din mâna morții. Glorie lui Iisus Hristos! Și după învierea Lui, ne spune în Matei că cei care au crezut propovăduirea acolo, în Șeol, ca așa li s-a vestit, ca și cum ar fi în trupuri, măcar ei erau morți de mii de ani, sau alții de sute, dar erau morți. Așa li s-a vestit ca și cum ei ar fi, cum îs eu acum, în trup și îmbrăcat și gata să ascult. Sau cum ascultați dumneavoastră acum? Și acolo s-au selectat. Unii au crezut, unii n-au crezut.
Și cei ce au crezut au ieșit din mormintei și s-a arătat în sfânta cetate după învierea lui Iisus. Imediat au avut ocazia cei din Ierusalim să vadă sfinți înviați. Glorie Domnului Iisus! Pentru că de la moartea lui Iisus și până la revenire, toți cei care mor în Hristos, toți cei care cred jertfa lui Iisus Hristos, nu mai intră în Șeol, nu mai intră în locuința morților, că Iisus a zis, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Nu că nu era, de la întemeierea lumii, a fost totul gata, dar nu era pregătit. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu împreună cu mine, să fiți și voi. Și marele vizionar Ioan, teologul, cum îl zic oamenii, Ioan în Apocalip zice, de acum încolo, ferice de morți care mor în Domnul. De ce? Că ei se vor odihni. Despre ceilalți nu ne spune că se vor odihni. De aceea se întâmplă și până astăzi vracii să scoale pe câte unul. Dar dacă a fost botezat în apă, dacă a fost botezat cu Duhul Sfânt, pot să-și întoarcă cărțile până le rup, că nu poate să scoale nici unul din ăștia. Ci mereu le va spune, cum îi spune la o soră de lângă Făjet, un vrac, de ce mă minți? Mie îmi spune că ăla-i viu. Au adus alte două colege de-a ei, că și ea era nepocăită. O murit, uite, atâta timp e mort. Iară dă el în cărțile lui, iarăși face el acolo meseria. Auzi, în cărțile noastre nu-i trecut numele ăsta, numai că el e viu. Nu cumva a fost pocăit. Ba da, el a fost pocăit și a fost botezat. No, pleacă de aici. Pleacă de aici. Ăla nu-i în cărțile noastre. Păi nici nu poate fi. Ăla-i scris în cartea mielului. Mărească-se numele Domnului. Păi de-aia a murit Iisus Hristos. Ca noi, cei ce credem în El, să umblăm așa încât să semănăm cu El. Am venit să sărbătorim moartea lui Hristos de acum 2000 de ani, că suntem rudele Lui, suntem frații Lui. Lui nu-i rușine să ne numească frați. Glorie Lui! Și dacă lui nu-i rușine să ne numească frați, se ridică o întrebare. Ție-ți rușine de câte un frate? Ție-ți rușine de câte o soră? Iisus Hristos ne-a privit cu atâta dragoste pe când noi eram păcătoși, El a murit pentru noi, glorie Lui! Și ne privește în toată ziua, cum zice Iov. Ne cercetează în fiecare clipă. Dimineața ne cercetează în fiecare clipă și peste toată zi și noapte ne încearcă
în fiecare secundă. Să vadă tu mai ești cu Hristos. Pe voi înși vă zice Pavel, cercetați-vă, pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos e în voi? Afară numai dacă v-ați lepădat de El. Și dacă e Hristos în tine, tu ești fiul dragostei, tu ești fiica plină de dragoste, tu nu ai voie să ții necaz, ură pe nimeni, că Iisus a murit și a plătit păcatele întregii lumi. Nu este o persoană în lume pentru care Iisus să fi zis, pe ăsta eu nu-l iert. Dar știi pe cine nu iartă? Nu poate ierta pe cel care ține dușmănie, care ține ură, care vorbește rău. De ce credeți că a zis Domnul Iisus? Când vă rugați în picioare, noi nu mai prea avem obicei, rar când ne rugăm în picioare, dar de obicei rugăciunea de început și rugăciunea de ultimă o facem tot timpul în picioare. Dar acum, slavă Domnului, că ne plecăm pe genunchi. Numai că și pe genunchi, câte o soră, câte un frate, nu-mi doie numai un genunche. Că-ți mai domni, vezi bine, celălalt genunchi îl ține și pune cotul pe el și stă așa până se roagă, se odihnește. Petre Popovici se duce în țară și duce o carte pentru copii cu răstignirea, cu astea așa. Și un chip foarte bine pictat acolo, era crucea pusă jos și Iisus pe ea și unul stătea într-un genunche și îi bătea cuiele în palme, în chip acolo. Ce face ăsta, bunicule? Zice nepotul. Păi uite, el a răstignit pe Iisus, ui cum bate cuiele în palmele lui Iisus. Când iese de la adunare, el se tot uită pe la toți. Bunicule, eu știu cine a bătut cuie în Domnul Iisus. Cine? Fratele Gheorghe. Păi de ce? Păi l-am văzut eu, sta numai într-un genunche. Nu a plecat amândoi genunchii. Probabil că povestea copilului să fie adevărată. Când ție nu-ți place să-ți îndoi amândoi genunchi înaintea Domnului, mai bați odată cu cui acolo. Doamne Iisuse, învață-ne să umblăm pe calea Ta cum Tu cei. Pavel Apostol a zis, iată de ce zic, îmi plec un genunche? Cum o zis? Măi, nu s-aude? Așa s-a avut și eu ce vorbiți acolo. Adică amândoi genunchi mă trebuie plecați. Și unde ai loc și acasă, mai pleacă-te și în cote și în genunchi. Și mai pune fruntea jos și închină-te la rugăciune. Că la Dumnezeu îi place închinarea. Nu faceți așa cuvinte deșerte, goale. Laudă și închinare și nu se închină, nici nu se roagă. Păi cum e aia? Laudă că cânți, e frumos, dar închinare cine o mai face? Doamne Iisuse, binecuvântă-ne! Domnul Iisus Hristos a citit aici și acum ne-ar mai trebui așa vreo două ore ca să perândăm tot ce s-a citit. Dar s-a citit dimineața, preoții cei mai de seamă
au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul, după așa și tot soborul, au legat pe Iisus și l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Ce înseamnă? Ce scrie în Psalmul 2:2? Împărați pământului să sfătuiesc între ei și domnitorii să sfătuiesc între ei. Și apoi ajunge mai jos, chiar de domnitorii. Irod cu Pilat să împacă și să învoiesc împreună la omorârea lui Iisus Hristos. Că salmistul prorocea atunci că ei se unesc și zic să le rupem legăturile între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Era o legătură strânsă și avea lanțurile lor, lanțuri de dragoste, în care ne-a cuprins și pe noi, pe toți, și ei vroia să rupă, până azi tot la asta se luptă, să rupă lanțurile lui Dumnezeu de dragoste, să nu mai vorbească nimeni de Dumnezeu, să nu mai respecte nimeni pe Dumnezeu, să nu mai respecte nimeni familia făcută de Dumnezeu, bisericile, toate astea să nu mai fie, să le rupem legăturile, să le rupem lanțurile lor. Vedeți? Și apoi, răstignindu-l pe cruce, s-au apucat până acolo să-i împartă hainele. Acum au murit, la ce e mai bune hainele? L-a dezbrăcat gol, goluț și l-a bătut în cuie de rușine. Dar el ne spune cuvântul Domnului, a disprețuit rușinea și ocara ca să ne scoată pe noi de sub ocară, ca să ne scoată pe noi din rușinea noastră. El a suportat toate acestea. Glorie numelui Său! Frați și surori scumpe, în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 69, parcă cu 21, acolo scrie, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Sau stai, asta în 22 Psalmul și în 69 cu 21 spunem, ne-au pus o travă, cum să zice, în mâncare și m-au adăpat cu oțet. Vedeți cum Scriptura, prorociile, punct cu punct, toate s-au împlinit, până și strigătul de pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani. Și acela, în Psalmul 22, cu el începe, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El era răstignit pe cruce. Și oamenii din jur, nimeni nu mai arăta o milă. Femeile împreună cu mama, după ce l-au bat jocorit așa și l-au atârnat acolo, el stătea acum la distanță și se uita. Și nici nu se puteau apropia, că erau ostași romani care n-aveam milă.
ca într-un război. Vedeți? Dar toate acestea El le-a suferit pentru Hozan. El a vrut ca eu să nu fiu de rușine în ziua aia mare. Și a suportat El rușinea. A disprețuit-o. Toate acestea El le-a suferit pentru gândurile mele. I-a bătut Lui coroana de spinde, i-a spintecat pielea capului și a curs sânge ca să-mi curăță mie gândurile. Stropite cu sângele Lui, gândurile noastre sunt curățite de faptele moarte. Mărească-i să numele! Ești tu, frate, soră cu Iisus, de-aia ai venit aici? Sau ești numai un prieten cu Iisus? Sau doar te-ai întâlnit cumva undeva la o masă? Că așa zice în 22 Matei. Păi noi acolo eram, am mâncat acolo, am beut, când tu predicai în ulițile noastre, când evangheliștii strigau de la amvane, când se făcea mesă de... Măi, și noi am fost acolo, nu ne cunoști. Nu știu de unde sunteți. Păi, suntem din Kitchener. Nu vă cunosc. Păi deschide-ne și nouă, că la ăla și la ăla i-ai deschis. Plecați de la mine, blăstămaților, în focul cel veșnic. Păi de ce? 6 lucruri nu le-ați putut îndeplini. Nu v-am cerut mult, dar nu le-ați făcut. V-ați cumpărat voi haine, dar n-ați îmbrăcat pe cel gol. V-ați cumpărat voi mâncare până când ați aruncat-o la gunoi, dar n-ați căutat pe el flămând. V-ați plimbat la mări și munți, dar nu v-ați dus în pușcărie să căutați pe el închis. Ați avut dormitoare, 3-4 și mai multe în căsele voastre, dar au fost destui care n-au avut unde dormi și nu i-ați găzduit. Pă când te-am văzut noi făcând asta și nu te-am ajutat? Când? Atunci. Atunci. Vrei să-L vezi pe Iisus când vine? Vrei să te cunoască Iisus? El nu te va cunoaște după haina care o porți, că ești călugăr, că ești vlădic, că ești episcop, că ești pastor, că știi să te îmbraci elegant, că ai un diplomat cu tine, că mă. Asta nu valorează nimic. El te va cunoaște după cum tragi tu la jugul Lui. Mărească-i să numele. Că jugul Lui e bun și sarcina Lui e ușoară. Jugul nenorocit al păcatelor ăsta e greu. Am văzut bărbat mare pe lângă mine, mare. Atâta era de chinuit în duhul lui, ui așa să zbătea. Să zbătea pur și simplu. Am văzut și aici bărbat care în toată ziua credea că moare, atâta păs. Jugul păcatului atâta de greu. Dar jugul lui Hristos e ușor.
sângele lui spală. Și greutatea și apăsarea conștiinței și mustrarea inimii fug. Și tu rămâi un eliberat în Iisus. Dacă ești frate cu El. De aceea ai venit aici. Mărească-se numele Domnului. E așa de minunat, scumpii mei frați. El a intrat în Ghețimani și a mai luat cu el pe trei care erau, vezi cum se întâmplă, ca om. Toți frații sunt frați, dar între toți frații, nu. L-am pe Andrei parcă mai aproape. Am pe câte un băiat din ăsta sau pe ciobanul mai aproape. Că-s și eu cioban. Și apoi nu, ciobanii se împacă între ei. Dar și Domnul Iisus, din cei 11 care erau acolo, 3 erau mai apropiați. Veniți cu mine. E un plan mare noaptea asta. V-am povestit pe drum că eu voi fi dat în mâinile celor fără de lege și mă vor bate și mă vor omorî. Și ei erau acum cuprinși de atâta tristeță. Și oboseala de peste zi și acum noapte târziu de la 1 la 2. Vegheați! Să nu cădeți în ispită. Dar ei nu știa ce ispită vine. Vegheați! Dar ochii lor, îngreuiați de somn, n-au putut veghea. Și-au adormit. Iisus, după un ceas de stat pe genunchi, n-a stat într-un genunchi, mă, a strigat cu strigăte mari și cu lacrimi. Și ăștia nu era decât la o aruncătură de piatră, cât de aici până în ușe, cât de aici până în hol. Și l-au auzat cum se zbate și n-au rezistat, au adormit. Se scoală și vine la ei. Petre, un ceas n-ai putut să veghezi. Păi nu a fost așa de somn, am ațupit. Măi, rugați-vă să nu cădeți în ispită și să duce și să roagă încă un ceas. Dar în ceasul ăla, atâta să roagă de tare, atâta sfriamăt în Duhul lui, vede hâdosul pahar a nenorocitei lumi cu toate fără de legile și scârboșeniile. Tată, dacă se poate, depărtează paharul ăsta de la mine fără să-l beau. Și în strigătile mari. Nu știu, n-ați trecut pe acolo. Nu v-ați rugat vreodată așa ca cămașa să se umple de sudoare. Eu am văzut rugăciuni, bărbați, nu oricine. Și a ieșit sudoarea prin cămaș afară, spume, la rugăciune. Dar Iisus a rugat și mai tare, ne scrie Biblia. Sudorile n-au mai rămas doar picături de apă, ci au fost o amestecătură, așa că cădeau la pământ ca niște picături mari de sânge. Și n-a mai rezistat. Dar Tatăl Ceresc, care pune la îndemâna celor care vor fi mântuiți câte un înger, îi pune și la Iisus la îndemână un înger. Și vine îngerul în zbor și se așează lângă el. Iisus,
Ce ești așa de distrus? Păi Tatăl te-a trimis pentru un plan, tu trebuie să împlinești planul ăsta, întărește-te, Iisuse! Tată, dacă nu se poate, facă-se voia ta! Și a venit atunci la ucenici în ultima rugăciune. Destul, acum puteți și să dormiți, dar haideți că nu-i mai timp. Ispita-i acei pe voi. Când să iasă din grădină, sosește horta cu felinare, cu ciomeje, cu săbii. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt! Și toți s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Să ridică. Pe cine căutați? V-am spus, eu sunt Iisus din Nazaret. Dar dacă mă căutați pe mine, pe ăștia 11, lăsați-i în pace, lăsați-i să plece. Dar au și plecat. Toți l-au părăsit. Când l-au văzut pe Iisus legat cu funii de mâini, de picioare, între oameni ținând de el, hai că acum te ducem la marele poporului, la Ana. Era după ora 4, spre ora 5 sosesc la Ana. Acolo îl duce la Caiafa, acolo capătă și o palmă. Și toți îi hotărât că trebuie să-l omoare. Îl ieși și îl duce la Pilat, dar acolo așteaptă până vine Sinedru, că ziua de lucru se începe la 6 și Ioan scrie că se făcea ziua atunci când o sosit acolo. Și acum vine toți. Pilat începe judecata, dar nu poate de gălăjia preoților și conducătorilor religioși. Nu poate. Atunci îl duce în Gabata, unde o cântat așa frumos cântarea aceea. Am făcut și eu odată o cântare. Gabata, Gabata, locul cel pardosit cu piatră. Gabata, Gabata, unde Pilat se așeze la judecată. Și așa mai departe. Îl duce acolo, că acolo era, cum vedeți acum aici, clădirea noastră cu zidurile, de jur în jur erau palaturile judecătoriei. Și asta aici jos era pardosită cu piatră să nu se facă noroi. Și un stâlp gros bătut la mijloc, unde își lega victima cu mâinile aici, cu picioarele jos, să nu poată să se miște prea mult. Și soldații romani, după greaua pedeapsă ce și-o asumă Pilat, după ce îl voi pune să-l bată. Deci asta a căzut vina lui Pilat. El a declarat de multe ori că-i fără pată, că n-a păcătuit, că n-are ce să judece la el. Cu toate acestea, spune el, după ce îl voi pune să-l bată. Și a pus pe călăi ăia să-l bată cu vergele, cu bice, după obiceiul roman. Cum scrie salmistul, vrășmașii mi-arat spinarea. Dar ăștia erau evrei, vrășmașii lui. Cu plugul lumii m-a brăzdat, adică cu romanii, că ei erau plugul lumii, cum e azi America, m-a brăzdat. Dar Domnul, drept tăiata funea cu care cei răi m-au legat.
Glorie lui Iisus! Acolo, dacă ai fi fost, mă duc la Golgota să-L văd. Dar du-te și la Gabata să vezi cum îl băte. Să vezi cum dădea romanii care n-aveau în ei niciun pic de sânge de milă. Pac! Ăla la lincoace, dă-i! Și el legat de mâini și de picioare, să ferea odată încolo, odată încolo, dădea, mă! Apoi a pus cunună pe cap, apoi dat și în cunună, o spart tot. Păi l-o lovit, scuipa câte o scuipătură urâtă pe obraz și-i trăjea o palmă ca să doară cât mai rău. L-a bătut și cu pumnii, l-a legat la ochi și-l pocnea care de care. Prorocește-ne acum, am auzit că tu ești proroc, am auzit că tu faci minuni, cum a prorocește, care din noi te-a lovit? Și își bătea joc de Iisus, până când l-a grăbit mari preoți, hai da, gata, repede, ce faci? Vi-l dau în mâinile voastre. Eu nu pot să judec așa ceva, luați-l voi, vi-l dau în mâinile voastre. Și l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia. Astăzi, Iisus e în mâinile tale, fetiță scumpă. Iisus e în mâinile tale, băiete. Iisus e în mâinile voastre, bătrânilor. Ce faceți cu El? Îl puneți într-o pictură, într-o icoană, îi faceți o statuie sau deschideți inima și primește-L în inima ta, că atunci vei gusta și învierea Lui și vei fi binecuvântat toată viața ta. Amin.